Eu am stat după Corolla 3 luni, după Camry 6 luni. La Hyundai, Skoda, grupul Volkswagen, mă rog, în sine, termenul era cam de un an. Dar pentru cele hybrid, plug-in hybrid sau electrice era chiar până la un an și jumătate. Ei bine, termenul ăsta acum la mașinile plug-in hybrid și electrice a fost extins la 2 ani. Deci dacă mergi acum la orice dealer și vrei o mașină electrică nouă la comandă, va trebui să aștepți 2 ani. Până la 2 ani. Iar dacă vor fi întârzieri, probabil că 2 ani jumate. Nu știu, mie mi se pare deja stupid. Adică, în 2 ani de zile, intru în criză, îmi pierd casa, nu mai trăiesc, plec din țară, nu știu, în 2 ani se întâmplă atât de multe lucruri. Și un an e mult, dar 2 ani deja e mult, adică nu știu, în 2 ani pot să achit mașina dacă îi fac rate, credit, leasing, ce vrei tu. Pur și simplu cred că iar o să nebunească piața un pic în zona auto din cauza asta, în special pe mașinile economice. Și 2, o să vină și un moment în care o să-și revină lucrurile la normal, și prețurile la aceste mașini vor scădea, pentru că la un moment dat lumea nu se mai permite să-și cumpere mașini la aceste prețuri. Iar oamenii de rând care se bat în momentul de față, care nu-și permit o mașină nouă, că știu, acum o să ziceți că, bă, mie mi se rupe, că eu nu mi-am mașină nouă, deci eu n-am treabă. Greșit. Pentru că nu mai există cumpărători de mașini noi, pentru că într-un interval destul de scurt de timp va fi o gaură în piață, un gap, da? Un vid în care tu nu o să mai ce să mai cumperi. Adică tu ca proprietar de mașină, nu știu, Golf 4, Golf 5, Golf 6, nu știu, un om care își permite o mașină de, nu știu, buget 5.000 de euro, tu o să stai în așteptarea unei următoare mașini de 5, 6, 7.000 de euro, zici că, bă, mai țin pe asta 3-4 ani și o să-mi iau peste 3 ani, 4 ani, mi-au altă mașină, ce găsesc atunci la 5, 6, 7.000 de euro? Tocmai asta e problema, că nu o să găsești. O să găsești mașina pe care tu o vrei la 6, 7.000 de euro, o să fie 12.000 de euro. Sau nu o să fie. Că ăstea care sunt acum la mâna toa se conduc, se uzează, se repară în continuu până când nu o să mai ce să mai repar din ele. Și automat lumea o să ducă tot la alea noi, în cele din urmă. Dar principalii și cei mai importanți clienți de mașini sunt ăia de mașini noi. Că ăia de mașini noi le cumpără, le țin cât sunt în leasing 3 ani, 5 ani. Bun, o predă mai departe, o dă la dealer, ăla o vinde la mâna a doua, certificate la următorul. Ăla o ține și el 3, 4, 5, 7 ani, depinde cât îl ține sufletul. După aia, deja când simte că trebuie să bage banii în ea, o vinde la următorul. Ăla o repară, o ține și el 3, 4, 5 ani, o dă la Rabla sau poate la încă un cumpărător. Și uite așa, de la primul cumpărător până la remat, sunt undeva între 2 și 5 proprietari. La o mașină obișnuită, dacă discutăm de mașini cu motoare mari, scumpe și mulți le țin doar așa de fantezie, o țin un an, o țin 2 ani, o țin 6 luni să văd cum e, s-ar putea în 12 ani să ai 12 proprietari. Am văzut mașini la mâna a doua de vânzare cu peste 10 proprietari. Chiar și la ITP, unde e CIV-ul, era proprietar, 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 proprietar și pe partea aia se terminau proprietarii, deci avea peste 8 proprietari. În CIV-ul vechi, de tip vechi, puteai să ai până la 8 sau 10, dar cred că până la 8 proprietari. Și erau foarte multe mașini pe care eu le făceam inspecția, depășeau limita de proprietari. Dar erau mașini mai atipice. Adică nu o să vezi la un Logan 12 proprietari. Nu. O să vezi la un AMG 12 proprietari, că pleacă de la unul la altul. N-a mai are bani, trebuie să o repare, e scumpă la întreținere, sunt impozitele mari și nimeni nu ține mașina atât de mult timp. În fine, asta e altă discuție. Ideea este că e o problemă nasoală faptul că mașina se livrează atât de greu. Se livrează mai ușor mașinile care se produc mai aproape de Europa, Turcia, Ungaria, eu știu, România. Deci astea o să se livreze mai repede și care nu conțin parte de hybrid, plug-in hybrid sau electrice. Sunt foarte multe supply chain issues, deci sunt foarte multe probleme pe partea de aprovizionare. Am discutat despre treaba asta pe celălalt canal, că în 2023 nu o să găsim multe lucruri sau o să le găsim foarte greu. Și încep să se simtă efectele și ale războiului și ale crizei. Deci ce să zic, e nasol, mașina se livrează greu și eu sunt de părere că mai degrabă ar trebui cumva să existe un fond, părerea mea, my two cents, să existe un fond, să se comande de la dealeri X număr de mașini, poate chiar să-și umfle și prețul pentru acest serviciu și când se livrează, nu știu, 50 de mașini, să te duci și să ți le cumperi. Să cumperi, cumpăr eu, cumpăr ăla, cumpăr ăla. Sau la comandă, mă rog, și varianta la comandă, să fie ambele variante. Să existe un lot de mașini care vin
odată 50 de mașini, gata, avem mașini de vânzare. Se întâmplă asta odată la, nu știu, 3 luni. Să fie mereu aduse stocuri noi de mașini în continuu, dacă există cerere, ca să nu vină câte unul, vreau și o mașină, da, 2 ani, vreau și o mașină, da, 1 an, vreau și o mașină, da, 2 ani, știi? Să fie un fond unde, să fie un fond în care să-ți vină mașini la toți dealerii și când există client să se ducă să-și o cumpere direct sau la un termen mai convenabil. Să facă un fond, fondul ăsta ar trebui să fie făcut cumva chiar de producătorul de mașini. Adică, nu știu, ești Toyota, du-mă, frate, în fiecare țară câte 500 de mașini pe an, du-le frumos și le ia oamenii pe loc. Restul care cum vor, da, să vină la comandă. Bine, asta ar fi ideal. Acum știu că sunt probleme logistice, costuri, riscuri și multe altele și de asta se fac la comandă. Și tot ce la comandă n-are reduceri. Cumva, ei și profită de treaba asta, că, domne, n-am văzut exact cifrele, câte mașini s-au vândut acum la aceste prețuri mari în comparație cu anii trecuți, când puteai să comanzi și veneau într-un termen rezonabil. Dar cred că producătorii profită destul de mult de cumva vrăjala asta, bă, e termenul mare, uite, costă atât, numai la comandă, adică cumva cred că umflă și ei suplimentar. Dar asta e partea a doua, vrei mașină nouă, plătești, nu vrei mașină nouă, cauți EH, nu găsești, nasol, iei autobuzul. Pe premiza asta se va merge. Energia a scăzut, benzina a scăzut, dar sunt de părere că se va scumpi la loc. O să vedem. Așadar, sunt foarte curios dacă voi ați aștepta 2 ani de zile pentru o mașină nouă. E unul pas. Număram zilele din calendar când trebuia să-mi vină Camry, când erau doar 6 luni. Am comandat-o în noiembrie și mi-a ajuns în aprilie. Mai exact, la începutul noiembrie și mi-a venit chiar cu vreo 2 săptămâni înainte de termen. Deci au fost foarte punctuali. Mi-au dat termen în noiembrie, mi-au dat termen 6 luni. Aia însemna mai. Mi-a venit la sfârșit de aprilie. Și am ridicat-o în ultima zi lucrătoare din aprilie. Deci au fost punctuali. Și cred că la mașinile normale hibrid, la Toyota, cred că termenul a rămas în continuare 6-12 luni. La astea mai așa 3 luni. Dar acum, din nou, știu că au problemă cu aprovizionarea de Corolle Sedan și de Camry, că de-aia am și vândut-o la banii pe care am vândut-o, pentru că nu aveau ce să vândă și aveau clienți. Și au găsit client, bă, vrei mașina asta cu 23.500 în leasing, e certificat istoric, tot frumos, casco de la zero, n-a avut accidente, e luată din țară, proprietar, tot așa, persoană juridică, etc. Da, bun, Răzvan, vrei mașina ta, hai să ne-o dai. Am dus mașina, uite banul, uite actele, sănătate, au luat-o mai departe în leasing. Dar, din nou, n-aș aștepta 2 ani de zile pentru o mașină, prefer să merg cu autobuzul, prefer să-mi iau o mașină la mâna a doua, care o fi, eu 2 ani n-aș putea să stau pentru o mașină, este enorm. Aștept părerea voastră, ne vedem în următoarele episoade.